Bună asistență, bună dimineața. Astăzi la curtea sărbătoare. Curtea în componența președintelui Curții de Conturi Vecislav Untilă, membrilor Curții de Conturi Tamara Andrușca, Marina Coval, Tatiana Cunețchi și Petru Rotaru va examina astăzi în ședință plenară raportul Curții de Conturi ce ține de implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2018. Resurse generate, rezultate incerte. Acest raport a fost elaborat de un grup de auditori din cadrul Curții de Conturi, unde au participat Vladimir Capcelea, Ana Răilean, Irina Obreja, Lilia Zamăneagră, Larisa Ceban. Raportor va fi Vladimir Capcelea, iar responsabil de monitorizare și executarea auditului, precum și de consolidare raportului de audit, a fost doamna directoare Mariana Spoialu. Astăzi salut prezența la curte a invitațiilor domnului președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Roșioru, procuror general interimar al domnului Haruji, secretar general al Guvernului Victor Bulmaga, domnului ministru justiției Vladimir Cibotaru, ministru finanțelor doamna Margarita Angheluș, da? Ministerul Afacerilor Interne, domnul ministru Jizdan, șeful Inspectoratului General de Poliție, domnul Țurcan și domnul Pânzar, da? Directorul Departamentului Instituțiilor Penitenciare, domnul Suhan, așa, director executiv al Institutului Național al Justiției, doamna Scobioală, directorul Centrul Național de Expertize în Justiție, Olga Cataraga, directorul Centrului de Medicină Legală, Valeriu Savciuc, avocatul poporului, domnul Mihai Cotorobai, președintele Curții de Apel Chișinău, domnul Ion Preșca, șeful Direcției Financiare Economice, Viorel Pană, de la Ministerul Finanțelor. Vreau să vă propun următorul scenariu. Raportorul îți prezinte raportul în jur de 20 de minute. După asta o să fie posibil întrebări, facem schimb de întrebări. Vreau să rog foarte mult vorbitorii, în momentul când se includ în discuții, neapărat să includă microfonul, fiindcă tot ce facem noi se transmite online pe site-ul Curții de Conturi. Ei se registrează video și apoi va fi plasată și de câte ori va fi nevoie, va avea posibilitatea ca să vedeți acest material. În moment când se include a doilea microfon, camerele nu mai înțeleg la cine trebuie să ghideze direcție. De aceea vă rog să aveți grijă ca să faceți chestia asta pe rând. Așa, acum, înainte de a procede la discuția pe marginea raportului, eu vreau să fac o declarație, stimați colegi, că nu voi participa la discuții și la luare de decizii la capitolul Procuratorului General. Motivul este conflictul de interese, despre ce o să anunț în ordinea stabilită anii. Secretariat, aveți grijă, este vorba de 3 zile. Domnul Vladimir Capcelea, vă rog, ocupați locul la tribună. Stimate domnul președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, stimați colegi, onorată audiență, bună ziua! Prin prezentul discurs, voi prezenta o sinteză a principalelor rezultate constatate în cadrul auditului performanței, implementare strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, 8 luni. Resurse generate, rezultate incerte. Aș dori să remarc că Curtea de Conturi Europeană a efectuat în anul curent un audit care a vizat eficacitatea programului de sprijin bugetar prin promovarea reformelor în Republica Moldova, inclusiv și în sectorul justiției. Auditul realizat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la fel, a atestat
Aceleași aspecte relevate de Curtea de Conturi Europeană privind limitele administrației Republicii Moldova în implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției. Obiectivul general de audit s-a focusat pentru a determina dacă acțiunile întreprinse și mijloacele utilizate de către actorii responsabili au contribuit în mod eficient și eficace la reformarea sectorului justiției. Pentru a răspunde acestui obiectiv general, misiunea de audit și-a propus ca prioritate să răspundă la două întrebări specifice prezentate în slide. Astfel, prima întrebare. Au fost realizate acțiunile prevăzute în planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției? Și a doua întrebare. Au fost utilizate eficient resursele financiare alocate în raport cu indicatorii de rezultat? Reformarea sectorului justiției în Republica Moldova constituie un element cheie în consolidarea statului de drept și în reconsolidarea instituțiilor judiciare în raport cu cetățenii. Implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 de asemenea reprezintă un angajament asumat de către Guvernul Republicii Moldova pe plan extern în raport cu Uniunea Europeană. În acest sens, Uniunea Europeană susține reforma demarată printr-un suport bugetar generos de 60 milioane euro, inclusiv 58,2 milioane euro sub formă de suport bugetar și 1,8 milioane euro sub formă de asistență tehnică. Conform aranjamentelor de implementare, Uniunea Europeană susține realizarea reformelor în sectorul justiției prin utilizarea instrumentului de finanțare bazat pe principiul resurse adiționale rezultatelor scontate. Astfel, prima tranșă pentru suportul bugetar a fost debursată la finea anului 2013 în valoare de 15 milioane euro. Iar urmarea a revizuirii efectuate de misiunea Uniunii Europene către sfârșitul anului 2014 au fost debursate 13,2 milioane euro din a doua tranșă sau cu 1,8 milioane euro mai puțin condiționată de îndeplinirea maticii de politici la un nivel de 88%. Auditul a constatat că pentru implementarea strategiei au fost alocate de la bugetul de stat în perioada 2013-2016 8 luni 776,6 milioane lei, fiind executate 69,5% sau echivalentul la 539,5 milioane lei. Urmare unui cumul de circumstanțe, inclusiv incoerența acțiunilor de reformare sectorului justiției, partenerii de dezvoltare au fost nevoiți să suspende sprijinul financiar pentru acest sector, alocațiile fiind reduse de la bugetul de stat cu 136,4 milioane lei. În acest sens, se denotă persistența riscului major de nesustenabilitate financiară, care se va răsfrânge negativ asupra nivelului de implementare a strategiei și atingerii indicatorilor de rezultat. Urmare realizării activităților de audit au fost evidențiate un șir de deficiențe și nereguli care subminează efectele pozitive ale reformei demarate, care sunt elucidate în continuare. Inexistența probelor confirmative care să susțină efectuarea studiilor de fezabilitate pentru calculele în baza cărora au fost estimate costurile acțiunilor aferente implementării strategiei. Grupurile de lucru sectoriale pentru coordonarea și monitorizarea implementării strategiei de reformă a sectorului justiției au activat ineficient, iar acțiunile întreprinse nu au avut impactul scontat, fiind constatate incertitudini în procesul de stabilire a nivelului de realizare a acțiunilor prestabilite. De asemenea, s-a stabilit inexistența actelor probatorii în 21 de cazuri din cele 31 de acțiuni examinate, iar în alte două cazuri, necorespunderea actelor probatorii cerințelor matricei. În 27% din acțiunile analizate de audit, statutul privind stabilirea nivelului de realizare a fost apreciat incorrect de către grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării strategiei. Procesul de repartizare a mijloacelor financiare pentru implementarea strategiei nu este transparent. În urma examinării solicitărilor de redistribuire a mijloacelor financiare parvenite de la instituțiile în adresa Ministerului Justiției, se atestă că într-o serie de cazuri, decizia era luată de către viceministrul Justiției, fără consultarea grupului de lucru pentru repartizarea mijloacelor financiare.
destinate realizării acțiunilor din strategie. Mai mult, grupul de lucru vizat nu a fost integrat în mecanismul de coordonare și monitorizare implementării strategiei, având ca efecte diminuarea calității deciziilor adoptate, reducerea transparenței procesului de luare a deciziilor cu privire la determinarea priorităților, coordonarea activităților și alocarea mijloacelor financiare în vederea implementării coerente a planului de acțiune. Indicatorii de rezultat nu au fost ajustați pe parcursul perioadei implementării strategiei. Deși indicatorii de rezultat, reevaluarea necesității realizării unor acțiuni și termenii de realizare a acestora urmau a fi ajustați în anul 2014, nu s-a întreprins nicio acțiune. Doar ca urmare a observațiilor și opiniilor experților implicați în implementarea reformei, abia la începutul anului 2015 au fost inițiate acțiuni de modificare a acestuia, dar care în final nu s-au soldat cu nicio modificare. Auditul a atestat neasigurarea unui grad avansat de răspundere managerială la utilizarea eficientă a fondurilor publice din partea top managerilor din cadrul instituțiilor responsabile de implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției. Astfel, misiunea de audit a identificat că în cadrul a 9 acțiuni, factori de decizie au generat cheltuieli iraționale în sumă totală de 42 milioane lei pentru unele bunuri care nu definesc indicatorii de rezultat, ceea ce a constituit un impediment major în realizarea eficace a țintelor propuse. Și anume, oficiul avocatul poporului a procurat un automobil în valoare de 0,3 milioane lei sau de 2,1 ori mai scump față de mijloacele alocate în acest scop, din care 0,2 milioane lei a fost acoperite din contul altor activități. Procuratura Generală a direcționat neîntemeiat mijloace financiare din contul acțiunilor ce vizează construcția-reconstrucția organelor procuraturii, consolidării sistemului de securitate în acestea și amenajarea spațiului destinate asistenței și audienței copiilor, 5,6 milioane lei pentru procurarea a 27 automobile repartizate procuraturilor teritoriale și 0,6 milioane lei pentru procurarea tehnicii de calcul. De asemenea, Procuratura General a achitat în avans de 100% mijloace bugetare de 2,2 milioane lei pentru achiziționarea softului Registrul Situațiilor Criminalistice și Criminologice. Mai mult ca atât, acest soft a fost livrat abia peste 2 ani de la achitarea integrală, care încă urmează să fie integrat în sistemul e-rețineri la nivel republican. Inspectoratul General de Poliție, fără nicio justificare, a achiziționat 5 automobile cu valoarea totală de 0,6 milioane lei din contul acțiunii aferente amenajării spațiilor destinate asistenței și audierii copiilor. Analogic, a procurat neîntemeiat combustibil pentru întreținerea mijloacelor de transport ale Inspectoratului General de Poliție cu valoare totală de 1,4 milioane lei, fiind redirecționate de la acțiune ce vizează funcționarea efectivă a Poliției Judecătorești. Departamentul Instituțiilor Penitenciare, în lipsa unor justificări, a admis utilizarea nejudicioasă a mijloacelor financiare cu valoare totală de 32,5 milioane lei destinate construcției, reconstrucției sediilor, instituțiilor de detenție, la achiziționarea unui șir de lucrări, bunuri și servicii pentru activitatea acestuia. A fost admisă utilizarea ineficientă și ineficace a bunurilor achiziționate menite pentru îmbunătățirea sectorului justiției și anume, Centrul de Medicină Legală a achiziționat un echipament pentru realizarea expertizei genetice în valoare totală de 9,8 milioane lei pentru consolidarea capacităților de expertiză medico-legală. De facto, echipamentul nu este funcțional, fiind depozitat timp de 3 ani, după cum puteți vizualiza în slide. Departamentul Instituțiilor Penitenciare a achiziționat echipamente de servire auto în valoare de 135,8 mii lei destinat creierii unui atelier de deservire auto pentru instruirea deținuților, care la fel este stocat de 2 ani în depozitul penitenciarului numărul 10. Oficiul Avocatul Poporului a procurat echipament și mobilier în valoare de 0,8 milioane lei pentru amenajarea sălii de conferințe și în lipsa spațiului disponibil. Drept rezultat, echipamentul și mobilierul achiziționat nu este utilizat pe parcursul a 2 ani.
Nu au fost întreprinse activități punctuale pentru a asigura finanțarea doar a obiectivelor investiționale care dețin fundamentări cost-eficiență. Auditul a constatat că reforma instanțelor judecătorești nu s-a soldat cu impactul scontat, acesta urmând a fi finalizat integral în anul 2027, ceea ce depășește cu mult termenele indicate în sarcinile inițial trasate. Estimându-se mijloace financiare suplimentare semnificative în cuantum de circa 1,5 miliarde de lei în condițiile unui buget auster. Mai mult ca atât, cu toate că legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești a fost adoptată abia la începutul anului 2016, din anul 2013 până în prezent au fost efectuate investiții capitale în valoare de 167,7 milioane lei, din care 79,9 milioane lei pentru 29 de instanțe judecătorești, inclusiv în 15 instanțe supuse optimizării. Se relevă că cele mai semnificative alocații bugetare de 78,9 milioane lei au fost transferate Curții de Apel Chișinău pentru extinderea și reparația sediului, ceea ce reprezintă o pondere de 47% din valoarea totală a investițiilor executate. Auditul a constatat majorarea valorii contractuale finale cu 17,9 milioane lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 28% față de valoarea contractată inițial. În consecință, erorile în aspectul de concepție și de proiectare au afectat semnificativ atât planificarea mijloacelor necesare, cât și neexecutarea lucrărilor de construcție în termenele prestabilite, perioada de executare a acestora fiind extinsă cu un an. Identificarea și amenajarea spațiilor destinate asistenței și audierii copiilor s-a efectuat nejustificat în lipsa unui plan investițional și a unor criterii bine determinate de renovare a încăperilor respective și a amplasării corecte a acestora. Drept rezultat, factorii decizionali au admis utilizarea nefondată și irațională a mijloacelor publice în valoare de 2,9 milioane lei, impactul constituind neuniformitatea amplasării spațiilor destinate asistenței și audierii copiilor, respectiv nefinalizate cu rezultat per ansamblu. Auditul a stabilit neasigurarea economicității, eficienței și eficacității resurselor alocate Departamentului Instituțiilor Penitenciare pentru construcția, reconstrucția sediilor instanțelor de detenție. Costul acestor lucrări a fost estimat la 60 milioane lei, fiind executate 90% sau în valoare de 54,4 milioane lei. Din contul surselor alocate, Departamentul Instituțiilor Penitenciare a inițiat efectuarea investițiilor și reparațiilor capitale la 4 din cele 17 instituții de detenție existente, precum și au fost elaborate și aprobate documentația de proiect pentru alte 3 instituții. Urmare aplicării procedurilor de audit și efectuării observărilor directe la fața locului, auditul a constatat deteriorarea și degradarea obiectului investițional nefinalizat privind construcția casei de arest în municipiul Bălți, fiind utilizate mijloace bugetare în valoare de 19,2 milioane lei. În pofida faptului că construcția penitenciarului număr 3 Leova este la un nivel de circa 70%, au fost procurate mijloace fixe în sumă de 4,7 milioane lei, fiind stocate în depozitul penitenciarului în decurs de 2 ani. Pe parcursul misiunii de audit, Departamentul Instituției Penitenciare a ținut cont de recomandările auditului, fiind înregistrate în evidența contabilă mijloace fixe cu valoare totală de 6,3 milioane lei și totodată a fost semnat actul de recepție finală pentru lucrările de reconstrucție a cantinei penitenciarului numărul 4 Cricova. Generalizând cele menționate, se concluzionează că acțiunile prevăzute în planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției n-au fost realizate la nivelul scontat, înregistrându-se rezultate modeste. Astfel, Ministerul Justiției a raportat că realizate în termen 50% din acțiuni, alte 30% au fost realizate cu depășirea termenului de la 2 luni până la 3 ani, 13% au fost parțial realizate, în timp ce 5% au fost raportate ca nerealizate. În același timp, evidențiem o serie de nereguli care au afectat fiabilitatea rezultatelor și a compromis scopul inițial al reformei judiciare. Astfel,
au fost atestate denaturări în proporție de 3,27% din totalul celor 89 de acțiuni analizate în raportarea realizării acțiunilor de către instituțiile responsabile. Totodată, în perioada anului 2016, s-au atestat promovarea și aprobarea actelor normative trasate drept obiective de realizare a strategiei de reformă a sectorului justiției. Astfel, urmarea mobilizării actorilor cheie la etapa avansată a reformei, efectele scontate al acțiunilor întreprinse vor fi percepute cu întârziere față de perioada stabilită inițial. Nu în toate cazurile, resursele financiare alocate au fost utilizate eficient și în raport cu indicatorii de rezultat. Așadar, a fost constatată direcționarea și utilizarea ineficientă a resurselor financiare și bunurilor achiziționate în sumă totală de 135,9 milioane lei, ceea ce constituie 41,5% din valoarea totală a mijloacelor financiare auditate, care au constituit un impediment major pentru succesul final al reformei sectorului justiției. În această ordine de idei, pentru a sensibiliza autoritățile supreme ale statului asupra implementării punctuale a strategiei de reformă a sectorului justiției, se propune o monitorizare continuă a sectorului vizat din partea Curții de Conturi. Totodată, se reiterează că, într-o excludere a problemelor identificate, sunt necesare acțiuni prompte în materie de remediere a deficiențelor constatate, de consolidarea capacităților instituționale, de asigurarea bunei guvernanțe, ceea ce va permite realizarea obiectivelor prestabilite și de atingerea angajamentelor asumate, precum și gestionarea eficientă, judicioasă și cu responsabilitate a resurselor publice. Ca urmare a celor expuse, se propune plenul Curții de Conturi spre dezbatere și aprobare proiectul raportului de audit. Suplimentar celor relatate în prezentul discurs și în raportul de audit, vă propunem spre vizionare un spot video aferent domeniului auditat în vederea conștientizării faptului că pentru fiecare ban cheltuit trebuie să purtăm răspundere în fața cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt banii tăi, e dreptul tău. Funcționarii de stat sunt în slujba cetățeanului. Nu-i lăsa să uite acest lucru. Da, vă mulțumesc, domnule raportor. Stimați membri ai Curții de Conturi, dacă aveți întrebări către raportor. Mulțumesc, luați loc. Mă adresez către invitați cine vrea să vorbească. Da, vă rog, domnul Pleșca, președintele Curții de Apel, Chișinău. Pleșca, mă scuzați, vă rog, contactați microfonul. Și nu vă grăbiți că camerele vor să... Vă rog. Ce ține de cele 18 milioane despre care s-a vorbit un raport că au fost suplimentare prevăzute, vreau să vă aduc la cunoștință că în timpul efectuării lucrărilor la construcția Curții de Apel Chișinău s-au depistat un șir de lucrări ascunse, suplimentare, care nu erau prevăzute inițial în proiect și nici care, în majoritatea cazurilor, nici proiectantul nu putea să le prevadă. Diferite instalații ingineriești erau subterane despre care nu se știa a cui și căror instituții le aparțin. Deci, toate acestea noi le-am documentat, diferite procese verbale, estimări și le-am prezentat la verificare care au fost aprobate de către Institutul de Verificare și Expertizare. Careva devieri din cele ce noi am lucrări care le-am efectuat și proiectul prezentat suplimentar n-au fost depistate de Institutul de Expertizare. Deci și în final vreau să vă aduc la cunoștință că terminul de executare a fost până la 31 decembrie 2015,
blocului Curții de Apel, însă, cu părere de rău, cunoaște situația din anul 2015 și când în buget nu au fost alocate surse suplimentare, respectiv în 2016 nu au fost alocate aceste 18 milioane. De la 1 august suntem finanțați și la jumătatea lunii decembrie anul 2016, Curtea de Apel Chișinău va fi dată în exploatare. Deja suntem la ultimii 10 metri. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Stimați colegi, ofer cuvântul domnului Cibotaru, ministru Justiției. Domnule președinte, stimați membrii Justiției. Domnule președinte, stimați membrii ai Curții de Conturi și mulți stimați auditori care au efectuat acest lucru, care e deosebit de important. E un exercițiu, eu înțeleg, extrem de complicat, pentru că trebuie să evaluați o strategie. O strategie planificată pentru a fi realizată într-o perioadă de 5 ani de zile, dar totodată care are o multitudine de actori, care are o multitudine de acțiuni, 483 de acțiuni, și o sumedenie de componente și subcomponente pentru fiecare acțiune. Eu mă bucur foarte mult că noi am constatat cu toții că, sau cel puțin observăm, dacă citim atent printre rândurile acestui raport, că la zi, practic, restanțe în realizarea strategiei nu sunt. Și din cele 483 de acțiuni care sunt planificate, 86% sunt realizate, cele nerealizate și au caracterul unor acțiuni continue sau încă nu a survenit scadența acestora. În aceeași măsură, aș vrea totuși să mă opresc mai puțin la disciplina financiară, care trebuie și este probabil obiectul mai important acestui raport de audit, și anume la constatarea dumneavoastră că, din punct de vedere a asimilării bugetului planificat, a fost valorizat doar în proporție de 69% și 31% sunt sume care nu sunt realizate. Este o sumă extrem de îngrijorătoare pentru toată lumea. Și de altfel, multe lucruri care au fost depănate ulterior, stocarea unor echipamente sau degradarea unor construcții care nu au fost finalizate, se datorează în mare măsură nu atât procesului de organizare și petrecere a lucrărilor, pentru că noi am observat pe tot parcursul conținutului raportului, nu sunt observații în privința calității și corectitudinii petrecerii lucrărilor de achiziții. De altfel, aici apare și întrebarea față de Curtea de Apel, de ce au apărut suplimentar acele 20 și ceva de procente cheltuieli suplimentare. Achiziția lucrărilor de proiectare a fost realizată corect. Încălcări nu au fost constatate, cel puțin. Lucrările au fost realizate corect, pe măsura în care se realiza finanțarea. Nu au fost constatate încălcări, cel puțin. Faptul că la momentul proiectării acelei construcții nu au fost suficiente date primare, sau faptul că deviziile inițiale care au fost propuse pentru achiziționarea lucrărilor de construcții nu au corespuns într-un tot cu lucrările finale, este un cu totul alt aspect care nu ține de controlul Curții de Conturi sau un control instituțional. Este un aspect ce ține de măsura cât de calitativ și de bine cei care sunt contractați de către noi în cadrul unor procese absolut transparente de achiziție își pot duce meseria până la capăt. Dar am pornit de la un cu totul alt aspect, 31%. Pe mine, spre exemplu, foarte mult mă îngrijorează acest 31%, pentru că înseamnă că multe investiții efectuate în casele noastre de arest, vorbim și de bălți, vorbim și de Leova, vorbim și de unele echipamente, 31% sunt acei bani care nu ne-au ajuns să ducem lucrările la capăt. 31% sunt cei ce noi nu am fost în realitate finanțați. Noi am avut capacitatea să asimilăm banii respectivi. Bugetul pentru anul 2016 a fost aprobat abia în luna iulie acestui an. Bugetul pentru anul 2015 a avut exact aceeași soartă. În anul 2015 au fost practic 5 guverne. Nu se realizau procedurile de achiziții. Noi ne bucurăm că în 2016 cel puțin am avut posibilitatea ca unele lucruri să le accelerăm. Ne bucurăm că ne-a dus capul, vorbind mai popular, în 2015, în perioada de iarnă, să putem conserva acele bunuri și să nu degradeze mult mai tare. Doar noi știm câte eforturi aceasta ne-a luat, ca lucrurile respective să fie duse până la capăt. Eu aș aprecia foarte mult dacă raportul nostru, raportul dumneavoastră, mai bine zis, ar viza și aspecte ce țin inclusiv de onorarea de către Ministerul Finanțelor, dar nu mă refer instituțional.
dar mă refer în general la o recomandare atât Parlamentului, Guvernului și deja ulterior instituțională, că odată ce sunt aprobate aceste strategii, odată ce ele sunt asumate, ele să fie duse până la capăt și din punct de vedere a finanțării lor. Noi vorbim foarte mult despre consecințe și efectele strategiilor care trebuie să fie. Eu vreau să vă spun că pentru a realiza doar strategia de îmbunătățire sau cel puțin să nu mai fim criticați sau condamnați la CEDO pentru condiții proaste de detenție, mijloacele necesare care sunt bugetate către Departamentul Instituțiilor Penitenciare pentru următorii 5 ani, chiar încincite, nu sunt suficiente. Și este un lucru la care, într-adevăr, merită să ne gândim. Mai mult ca atât, vorbim despre harta judecătorească, care și-a propus până în anul 2016 să fie aprobată ca plan și ca reformă, nu neapărat realizată. Și este aprobată noua lege cu privire la optimizarea hărții judecătorești și este aprobat în guvern planul de acțiuni pentru implementarea acestei reforme în următoarele 10 ani zile. Și avem nevoie pentru acest lucru nu de 500 și ceva de milioane de lei despre care noi vorbim în strategie pentru 5 ani următori, dar avem nevoie de cel puțin 1 miliard și 600 de milioane de lei. Și pentru ca la următorul audit a Curții de Conturi, a reformei în justiție, care bineînțeles că este necesar, pentru ca noi să nu avem aceste recomandări sau alte tipuri de recomandări, trebuie din start, și noi ne bucurăm că dumneavoastră ridicați această întrebare, să înțelegem că justiția necesită mult mai mulți bani. Spre exemplu, una din acțiunile strategiei de reformă a justiției era și îmbunătățirea condițiilor instituțiilor procuraturii. Eu aș vrea foarte mult să vă duc pe dumneavoastră în unele oficii ale procuraturii teritoriale, să vedeți care sunt condițiile acolo. Dumnealor vor spune mai mult de ce au redirecționat anumite sume bănești de la un capitol la altul. Deja ține mai mult de competența lor, dar eu cred că trebuie de ținut în cont și factorii obiectivi care au stat în spatele la aceste decizii, care nu întotdeauna sunt atât de formali și se lasă unor explicații doar că a fost schimbată destinația și asta e suficient noi să constatăm în rapoartele noastre de audit. Probabil aici aș fi vrut puțin să mă mai opresc la Centrul Național de Expertiză Judiciară, pentru că el a fost, este o instituție vizată în raportul dumneavoastră și acolo sunt într-adevăr constatate lucruri foarte grave la această instituție. Dar aici eu cu dumneavoastră nu pot decât să nu fiu de acord și totodată nu pot decât să nu informez că pentru a schimba lucrurile în acest centru, noi deja am elaborat un plan de acțiuni pentru următorii 3 ani de zile, în care urmează, din păcate, iarăși, să recurgem și la bani, deoarece avem nevoie să schimbăm toate echipamentele care le avem în această instituție, deoarece avem echipamente care au termen peste 20 de ani, deoarece vrem ca gradul de precizie a expertizilor și concluziilor care noi le dăm să fie unele cel puțin la nivelul mediu european, pentru că ne-am dorit să avem experți care sunt înalt calificați și termenul unei expertize să fie redus în medie până o perioadă sub 30 de zile, să fugim de la situația în care avem expertize judiciare, concluziile cărora vin în termen de până la 2 ani de zile, să ne dorim ca raportul de expertiză emis de centru să fie unul plătit în măsura în care acoperă costul acestei expertize, deoarece astăzi, din păcate, costurile expertizii pot fi acoperite până la 30% și de aici apar și multe alte probleme în lanț. De ce noi apreciem și am așteptat foarte mult acest raport și de fapt profităm astăzi de ocazie de a spune că multe lucruri din ce trebuie făcute în justiție necesită bani. Bineînțeles, guvernați corect, alocați corect, administrați în cea mai transparentă și cea mai responsabilă manieră. Eu vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu. Vreau doar să vă spun că chiar dacă dumneavoastră sunteți ministru pe perioadă scurtă, nu ține de perioada 2011-2016, dumneavoastră cunoașteți care a fost suma de bani alocată Republicii Moldova pentru această reformă și cât s-au cheltuit.
Și dacă da, atunci de ce 600 de milioane de lei au rămas neasimilați de către justiția moldovenească? Vă explic, domnule președinte. De fapt, au fost, pentru perioada 2011-2016, au fost buget planificați aproximativ 60 de milioane de euro, mai corect 50 și ceva, dintre care anul 2011, 12, 13 au fost avansați necondiționat, mai bine zis, nu s-a ținut cont de anumite condiționalități, ele nici nu au fost anumite condiționalități și anumite realizări pentru a fi debursați acești bani, deoarece în anul 2014 deja se atestau anumite restanțe serioase la realizarea strategiei, mijloacele pentru suportul dedicate suportului bugetar, realizării strategiei au fost blocate. În 2015 același lucru s-a repetat. Necătând la aceasta, Republica Moldova a găsit resurse proprii de a finanța acțiunile din strategie de reformă a sectorului justiției în valoare de, nu sunt sigur exact, peste 300, mi se pare că, de milioane lei, doar în anul 2016 și 2015. Resurse exclusiv din interior, alocate de la bugetul de stat. Noi am petrecut în luna octombrie, sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, Comitetul de Coordonare pentru Monitorizarea Matricei de Realizare Reformei Sectorului Justiției, în care pentru anii 2014 și 2015, ani unde mijloacele financiare europene nu au fost debursate în calitate de suport financiar, au fost constatate realizări în proporții de peste 90%, ce drept situația la zi, în luna octombrie și noiembrie. Noi, în prima jumătate a lunii decembrie, urmează să formulăm demersul pentru începerea procedurii de evaluare de către experții europeni a realizării acestei strategii și așteptăm deja primele debursări la sfârșitul primului trimestru anului 2017, începutul trimestrului 2017. Da, vă mulțumesc, domnul Botaru. Membrii cursului, dacă aveți întrebări la domnul ministru Justiției. Microfon. Este, da. Am câteva precizări și dacă puteți să mă ajutați. În contextul în care inițial se vorbea de reforma justiției, evaluarea, să spunem, financiară era de circa 2 miliarde de lei. Ulterior, de parteneri de dezvoltare au fost, să spunem, dar semnat un acord de finanțare de 60 de milioane de euro. Care ar fi, să spunem, necesarul financiar pentru a duce la capăt reforma în cauză? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, vorbim de faptul că în acordul de finanțare cu partenerii de dezvoltare, spune că finanțarea se face pe perioada acordului de finanțare. Noi știm că acordul de finanțare este semnat 2011-2016. Există riscul, în contextul care neprelungie acordului în sine, să nu mai avem acești bani care nu au fost debursați. Adică noi vorbim de circa 28 milioane de euro care au fost debursați și respectiv 32 care nu au fost debursați. Care e soluția? Dumneavoastră spuneți că în trimestrul 1-2007, trimestrul 2 vor fi debursați. S-a prelungit acordul? Se discută problema aceasta? Sau toate aceste lucruri au fost discutate. Important este în 2016 să fie începută procedura de evaluare. Acestea sunt condiționalitățile acordului. El de altfel expiră atunci când sunt obligațiile începute în cadrul termenului de valabilitate, termenului prescris anterior a contractului, sunt începute și după aceea și au finalitatea. De ce? Nu, aici, din punctul acesta de vedere, nu discutăm nimic, există și nu riscăm cu nimic, avem și înțelegerile în cadrul Comitetului de Coordonare. De altfel, acest comitet este compus în egală măsură de către președinții pilonilor strategiei de reformă sectorului justiției, dar și reprezentanții delegației Uniunii Europene. Primul lucru. Al doilea lucru ce ține de câți bani sunt necesari ca reforma să fie realizată. De fapt, provocările, schimbările și în justiție, ca și în oricare alte raporturi civile sau în societatea noastră, se realizează și vor avea un caracter continuu și neîntrerupt. Pentru că lucrurile se schimbă, unele lucruri se învechesc, urmează a fi înlocuite. Mă refer aici la starea de lucruri, mă refer la anumite raporturi, la anumite reglementări și așa mai departe. Dar în la evaluarea sau la pregătirea raportului
mai bine zis, planului bugetar pe termen mediu de către Ministerul Finanțelor, în paralel și noi, Justiția, am făcut propriul exercițiu și atunci, chiar în cadrul ședinței de guvern, noi am ridicat întrebarea și am adus la conștiință că pentru a avea un ritm mai accelerat de a înlătura acele restanțe care s-au acumulat de-a lungul zecilor de ani, pentru că multe situații, spre exemplu, acele condiții în penitenciare, ele nu s-au format în decursul 10 ani de zile sau 20 de ani de zile. Sunt condiții formate de 30-40 de ani de zile sau unde nu s-a intervenit cu investiții serioase. Și mentenanța, simplu, nu mai aduce niciun rezultat. Deci doar pentru aceste lucruri avem nevoie anual să fim bugetați suplimentar, eu mă refer, fără procuratură, deoarece asta nu am luat în calcul, dar cu autoritățile judecătorești, 1 miliard de lei, suplimentar, în perioada următorilor 3 ani de zile cel puțin. Dacă să luăm sectorial, separat, deci harta judecătorească, după cum am menționat, doar implementarea, și aici când vorbim să nu apară diferențe, doar construcțiile și mobilierul ei necesită 1 miliard 600 de lei. Dacă să vorbim despre instituțiile penitenciarilor, depinde ce instituții noi ne dorim. Dacă ne dorim penitenciare noi construite asemeni celui care urmează să-l înlocuiască pe penitenciarul numărul 13, costul unui penitenciar este de aproximativ 50 de milioane de euro. Noi avem 17 penitenciare. Nu aceasta este calea cea mai potrivită, însă noi cu siguranță avem nevoie suplimentar să reconstruim de la zero penitenciarul din Rezina sau o altă locație care urmează să-l înlocuiască. Cel din Soroca, cu siguranță. Cu siguranță trebuie la penitenciarul 16 să atragem o mare atenție, pentru că acolo sunt bazate instituțiile medicale și serviciile medicale care noi le asigurăm. Evident că 13 în scurt timp nu va mai fi o problemă, deoarece este în proces, s-au lansat lucrările de proiectare a noului penitenciar. Sperăm noi la sfârșitul anului 2017 să lansăm și să petrecem licitația de selectare antreprenorului pentru construcția noului penitenciar, în 2018 să fie demarate deja și construcțiile acestea. Deci justiția e scumpă, într-adevăr. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Doamna Marina Coval, vă rog. Domn ministru, prima întrebare. Care sunt la moment instrumentele de care dispune Ministerul Justiției pentru a asigura că mijloacele financiare nu vor fi utilizate în alte scopuri decât prevăzute în planul de acțiuni pentru implementarea strategiei? Și a doua întrebare, dacă se poate, ce criterii au stat la bază amenajerii spațiilor destinate audierilor copiilor în unitățile administrative teritoriale, în contextul în care în 10 unitățile administrative teritoriale, până în prezent, adică 10 unități UAT nu dispun de spațiile, dar în 8 sunt amenajate câte 2 spații. Mersi. Eu cred că și atunci când s-au admis schimbarea destinațiilor, după cum dumneavoastră a spus, neconformă a mijloacelor bănești, au existat toate instrumentele necesare ca lucrurile să petreacă într-o ordine corectă. Ar fi bine să fie raportate acele acțiuni la o anumită perioadă, să fie clară cum se schimbă destinația. Eu, cu siguranță, ceea ce cunosc și observăm în perioada de activitate, cel puțin a mea, în cadrul Ministerului și instituțiile subordonate, orice decizie în cadrul ce ține de administrare, mijloacelor financiare dedicate sectorului justiției, au fost realizate conform acțiunii planificate. Dacă sunt anumite schimbări minore, care, spre exemplu, și în acest an s-au produs, dar e vorba de la sume destul de mici, s-au făcut după ce mijloacele bănești pentru o anumită acțiune au fost valorificate, au rămas un exces și au fost direcționate la o altă acțiune care este prevăzută de strategie. Nu au fost într-o altă manieră. Ce ține de casele, camerele amenajate pentru intervierea minorilor. Este o acțiune care nu este realizată de Ministerul Justiției, dar este o întrebare care este încă valabilă. Deoarece, dacă vorbim despre cele 10
unități administrativ-teritoriale în care încă nu s-au construit aceste camere. Noi trebuie astăzi să ne întrebăm dacă mai trebuie în acele unități administrativ-teritoriale să le construim, pentru că nu înseamnă că acele 10 localități corespund întru totul cu noua hartă judecătorească. Iar noua hartă judecătorească înseamnă că exact așa vor fi amplasate și harta procuraturii. Și dacă în acea unitate administrativ-teritorială nu va fi instanță de judecat conform reformelor care sunt lansate și nu va fi un oficiu al procuraturii, este dreptul la întrebarea dacă avem nevoie să construim acolo acele camere de intervievere a minorilor. Și din punctul acesta de vedere, eu aș zice că poate această întârziere nu a fost una care a dus cele mai rele rezultate, deși trebuie tratată prin prisma strategiei care a fost. Și probabil este o problemă că la timp nu a fost realizată doar între asta. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu, doamna Tamara Andrușca, mai are întrebare de dumneavoastră. Reforma, de fapt, e 2011-2016. S-au întreprins 483 de acțiuni, cum spuneți dumneavoastră. S-au cheltuit 539 de milioane. Au mai rămas în ponder undeva 28%. Când cetățenii totuși va simți acel efect a acestor bani? Când cetățenii, de fapt, vor obține acele servicii calitative pe care tinde rezultatele acestei reforme? Asta-i. Doamna Andrușcă, de fapt, multe din acțiunile prevăzute de strategie aveau un caracter de o natură mai mult, nu atât de implementare a unor reforme, cât de natura dezvoltării și aprobării, promovării unor reforme. De ce niște rezultate palpabile sunt mai greu de cuantificat prin prisma banilor care au fost cheltuiți în cadrul acelei reforme? Totuși, există un șir de mijloace financiare care au fost dedicate unor lucruri foarte palpabile, foarte vizibile, tangibile. Acestea sunt inclusiv acele instanțe de judecată unde se îmbunătățesc condițiile. Aici vorbim și acea curte de apel, unde știm cum cetățenii noștri stăteau cu mulțimile și pe coridoare și în instanțe. Nu aveau absolut nicio condiție. Nu se respecta nici măcar fluxul procesului operațional care trebuie să existe într-o instanță de judecată. Iar această curte de apel, în curând, ea va fi absolut operațională. Chișinău. Există Palatul de Justiție Ungheni, care urmează a fi dat în exploatare în anul 2017. Va fi prima instanță de judecată care se va conforma noii hărți judecătorești. Acestea sunt câteva exemple, dar explicate exclusiv prin prisma banilor cheltuiți. Totuși, multe din reforme care s-au făcut prin aprobarea unor acte normative deja încep a aduce anumite rezultate. Eu sunt foarte convins că noile legislații cu privire la procuratură, cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, cu privire la noile schimbări care se petrec în sistemul judecătoresc, inclusiv cu privire la Institutul Național de Justiție, ele vor începe a fi resimțite ca efect deja chiar în anul 2017. De altfel, aș da aici un exemplu legat de INJ. În anul 2016, la admitere, pentru prima dată a fost aplicată un programă digitalizată, la prima etapă, etapa scrisă a admiterii concurenților pentru admisie să-și facă studiile în această instituție. Pentru prima dată, calculatorul a dat lista persoanelor care pot sau merită mai mult decât alții să obțină cunoștințele și respectiv ulterior să intre în profesia de judecător sau de procuror. Și doar persoanele cu cele mai înalte rezultate s-au bucurat într-adevăr de un examen absolut obiectiv, unde nu a existat nicio critică pentru prima dată în istorie de când există acest Institut Național de Justiție. Din 2020, dacă nu mă înșel, doamna directoare mă va corecta, doar acest institut va fi unica ușă de intrare în profesia de procuror și de judecător. Și experiențele anterioare, stagiile acumulate, nu vor mai avea relevanță sau importanță necesară. Deci vorbim despre rezultate care vin,
Doar că, din păcate, ele nu sunt atât de rapide cât noi ne-am fi dorit. Sau poate ar fi fost mai rapide dacă unele din reformele pe care noi le-am propus ar fi fost aprobate prin câțiva ani în urmă. Aș face o referire aici chiar și la acțiunile de lupta cu corupția în cadrul sistemului judecătoresc. Sunt un număr fără precedent de judecători în privința cărora sunt administrate dosare penale și în privința cărora sunt aplicate anumite măsuri de prevenire. Noi, acest lucru nu ar fi fost posibil dacă în primăvara acestui an nu s-ar fi schimbat legislația care reduce imunitatea judecătorilor. Și acesta iarăși este un rezultat clar al acelor reforme care nu întotdeauna sunt vizibile, dar care în scurt timp aduc și anumite livrabile. Da, vă mulțumesc. Mai doriți? Da, ce spuneți despre sălile amenajate pentru copii, unde de fapt sunt birouri pentru angajații instituției? În cazul ăsta ce face? Că este un lucru trist și trebuie luat măsurile care se impun ca lucrurile să lucreze exact așa cum au fost planificate și banii bugetați. Dacă sunt astfel de încălcări, înseamnă că trebuie corectate, în primul rând. O altă întrebare. De fapt, au echipă de audit denotă faptul că în cadrul comisiilor multe rapoarte au fost, spunem noi, eronate, aprobat că s-au realizat acțiunile. Adică ședințele au fost, de fapt, cum ar fi formale. Ce veți întreprinde dumneavoastră? Și repartizarea resurselor financiare la fel. Noi, chiar în perioada septembrie acestui an, eu personal am asistat la toate ședințele pilonilor, în care am discutat absolut toate acțiunile, repetat am discutat toate acțiunile care au fost realizate, să mă conving personal că ele sunt realizate și nu sunt formal raportate. Și numai după ce am avut întreaga convingere că la acea dată acțiunile raportate realizate corespund situațiilor reale și de fapt, după aceea am lansat petrecerea Comitetului de Coordonare împreună cu partenerii noștri de dezvoltare. De ce eu pot să zic că la zi eu nu cunosc acțiuni care sunt formal raportate drept realizate, dar astăzi ele nu sunt realizate. Dacă ar fi careva din ele, eu aș ruga separat să discutăm cu membrii grupului de audit pentru a vedea, a face schimbul de opinii și unde sunt anumite poate neînțelegeri sau omisiuni, nu exclud, poate ceva noi am omis, aș fi bucuros ca noi să ne concentrăm și să lucrăm, să le aducem la nivelul așteptărilor. Mulțumesc! Domnule ministru, nu vă spărați că suntem cu ochiul noastră de formă a justiției, de aceea sunt mai multe întrebări la dumneavoastră, de aceea eu aș vrea să întreb grupul de auditori, dacă aveți întrebări la domnul ministru justiției. Propune, nu aveți nimic. Vă mulțumesc, eu aș vrea să trecem și la alte. Dar vă rog, domnul raportor, domnul Capcele. Doar câteva precizări aș vrea să fac celor spuse de către ministrul justiției, referitor chiar la ultima întrebare, ce a fost că unele acțiuni au fost raportate, în opinia auditului nu au fost corect apreciate, unele din ele au fost datorită ambiguităților legislative prin care legea cu privire la aprobarea strategiei prevede unele, mai ales referitor la aprobarea actelor legislative, ele se consideră realizate în cazul în care sunt adoptate, iar potrivit planului de acțiuni care este aprobat de către Parlament, actele legislative se consideră, acțiunile care se referă la actele legislative se consideră realizate în cazul în care sunt elaborate și remise guvernului. Aici este o situație. Alte situații sunt când unele acțiuni au fost declarate ca realizate, de exemplu, testarea cu aparatul poligraf a justițiabilor, ceea ce s-a realizat doar în cadrul CNA și nu s-a efectuat decât pentru procurori și judecători, respectiv în cadrul grupului de lucru au fost apreciate ca realizate. Alte remarci ce vreau să mai fac celor spuse, vreau să spun că misiunea de audit nu s-a axat pe corectitudinea sau mai bine zis conformitatea organizării procedurilor de achiziție.
dar s-a axat pe utilizarea mijloacelor financiare în raport cu indicatorii de rezultat prestabiliți în planul de acțiuni. Și referitor la unele acțiuni sau utilizarea mijloacelor financiare care au fost direcționate sau, mai bine zis, au fost, în opinia dumneavoastră, că au fost utilizate tot pentru necesitățile instituțiilor implicate, legea cu privire la aprobarea strategiei dă dreptul atât Ministerul Justiției sau mai mult instituțiilor implicate pentru a adapta acest plan în dependență de necesitățile care sunt identificate pe parcurs, nefiind utilizat până în final acest drept. Cam acestea. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Capcelea. Acum are o întrebare doamna Tatiana Cunețchi, vă rog. Domnul ministru, mai mult o precizare decât o întrebare. Deci, pe tot cuprinsul raportului este menționat așa o concluzie că a avut loc redirecționarea nefundamentată a mijloacelor condiționate pentru implementarea anumitor măsuri din strategie. Spuneți-mi dumneavoastră, viziunea dumneavoastră, ce urmați să întreprindeți ca să nu admiteți astfel de chestiuni, fiindcă, după cât eu cunosc, partenerii donatori sunt foarte prudenți la capitol când se condiționează anumite mijloace care se acordă. După cum am și menționat în intervenția mea anterioară, noi nu admitem acum schimbarea destinației mijloacelor alocate pe un anumit articol sau o anumită acțiune, decât dacă această acțiune nu este realizată și au rămas un excedent, și decât dacă acel excedent de mijloace bănești se redirecționează pentru realizarea unei alte acțiuni prevăzute de acea strategie, dar poate pentru care nu sunt mijloacele financiare suficiente de a fi realizate. În esență, încercăm să balansăm la modul practic realizarea acțiunilor din strategie, să nu o facem într-un mod denaturat. Dar vă vorbesc despre situația la zi, despre care cunosc. Nu cunosc detaliile și rațiunile care au stat anterior la schimbarea destinației mijloacelor bănești. Da, vă mulțumesc, stimați colegi. Ministerul Justiției, după ce a examinat proiectul raportului la capitolul recomandări, n-a fost de acord cu unele recomandări ale noastre și se face trimitere la Ministerul Finanțelor. Vreau să știu dacă Ministerul Finanțelor cunoaște aceste recomandări, ci țin de utilizarea irațională a mijloacelor financiare de către toți actorii implicați în implementarea strategiei. Nu cunoaște Ministerul Finanțelor, da? Cunoașteți? Haideți să ne explicați și nouă că curtea trebuie să ia o decizie în privința raportului, de aceea vreau să știm ce facem cu aceste recomandări. Mulțumesc! Stimați membri a Curții de Conturi, Ministerul Finanțelor a luat cunoștință cu raportul de audit despre ce mulțumește foarte mult auditorilor. Este și pentru noi un raport foarte binevenit. Vom trage concluziile care au fost menționate. Cât privește valorificarea nerațională în unele cazuri a mijloacelor financiare, ține de responsabilitatea managerilor ca pe viitor să nu fie, ca să fie întreprinse măsuri privind utilizarea mijloacelor în scopurile care au fost aprobate conform planului de acțiuni. Despre redirecționarea mijloacelor financiare când aveau loc, Ministerul Justiției era la Ministerul Justiției, după cum cunosc, lucra grupul de lucru privind alocațiile din suportul bugetar privind reforma justiției. Nu știu cât de des se convocau, dar noi, adică redirecționările, le aprobam sau le coordonam numai după ce era coordonate toate solicitările cu Ministerul Justiției. Respectiv, toate redistribuirile erau coordonate prealabil cu Ministerul Justiției. Despre necesitatea redirecționărilor, motivația era din partea Ministerului Justiției și grupului de lucru. Referitor la recomandările care sunt în raportul de audit,
Ministerul Finanțelor de Audit, Ministerul Finanțelor va lua act de aceste recomandări, o opinie la necesitate vom expune și o opinie separată, adică viziunea conducerii, deoarece conducerea acum este ocupată cu misiunea Fondului Monetar Internațional, de aceea nu a fost posibilă prezența astăzi la ședință, dar totodată vom interveni cu opinia Ministerului Finanțelor. Da, vă mulțumesc că față de dumneavoastră mai este o întrebare de la domnul Petru Rotaru. Mulțumesc, doamnă. Vreau doar două precizări. Dumneavoastră spuneți că toate reducerile în cadrul strategiei se făceau cu acordul Ministerului Justiției sau cu coordonarea dumnealor. La modul practic, cum era lucrul acesta? Pentru că în raport auditorii noștri au constatat faptul că, de fapt, reducerea sumelor în cauză se făcea doar la indicația unui viceministru. La momentul actual, este o scrisoare oficială din partea grupului de lucru, adică modul tehnic de repartizare, pentru că coordonarea cu ministerul asta e o acțiune așa, sau o noțiune abstractă, în esență, cum se facea. Practic, adică instituția care solicita redirecționarea mijloacelor se adresa la Ministerul Justiției. La Ministerul Justiției, eu, după cum cunosc, nu știu precis, adică uneori era convocat grupul de lucru, uneori nu cunosc dacă se convoca grupul de lucru. În schimb, noi aveam aceste solicitări de redistribuire semnate de ori de viceministrul Justiției, ori de șeful Direcției Finanțe a Ministerului Justiției. Da, mulțumesc. Dacă membrii curții au întrebări către Ministerul Finanțelor. Mulțumesc. Eu aș vrea câteva întrebări către alte instituții. M-ar interesa departamentul penitenciar, când citeam la capitolul bani cheltuiți pentru alte destinații și mai ales banii care erau prevăzuți pentru reparații. Și mă gândeam la CEDU și mă gândeam la câte condamnări a avut Republica Moldova. Domnul ministru, aveți dreptate, foarte mulți bani trebuie pentru a aduce în ordine penitenciarele, dar cu acel puțin care a fost dat anumit pentru reparațiile în cadrul acestor instituții, a fost cheltuit în altă parte. Uite, cum s-a întâmplat chestia asta chiar? Nu, domnul ministru, dumneavoastră ați activat, asta e suficient. Vă rog, domnul Suhan, dacă îmi greșesc, da? Da, eu vă salut, domnule președinte, onorată asistență. Am vrut să mă refer la chestiile astea și am vrut să-mi expun părerea vis-a-vis de cele constatate de auditori în actul dumnealor. Într-adevăr, bani s-au cheltuit, însă dați-mi voie să vă aduc la cunoștință că au fost în marea majoritate a cazurilor direcționați după necesități. Faptul că poate nu au fost, rezultatul scontat nu este cel, sau adică mai precis rezultatul obținut nu este cel scontat, e o puțin o altă întrebare, nu ne justifică într-adevăr, dar n-aș fi de acord cu formularea că au fost cheltuiți nejustificat. În limita posibilităților, în limita capacităților noastre, am făcut ceea ce am făcut și am ajuns acolo unde suntem. Asta este. Și vreau să vă rog cu tehnica aceea care este doar... Cu tehnica aceea. Da, aici dați-mi voie să fiu de acord, cu atât mai mult, iată, am adus niște poze care declară că, adică care justifică că am lichidat neajunsurile, deci suntem gata să prezentăm la fața locului auditorilor, încă o dată repetat, rezultatele indicațiilor dumnealor, adică întrebarea asta este scoasă de la ordinea zilei. Da, vă mulțumesc. Membrii curții, vă rog întrebări la entități. Domnul Suhan, la mine așa o întrebare. Nu considerați că banii au fost elaborate pentru implementarea planului de construcție și reconstrucția sediilor instituției de detenție? La mine așa o întrebare. 17 milioane au fost cheltuiți pentru un program soft, nu ce?
paturi, lingerie, tehnică de cald. Cum puteți acum deja să comentați asta? 17 milioane. În loc de să fie executate lucrările de construcție. Păi, sunt și acestea niște necesități vitale, fiindcă vă dați seama și chiar și cât de paradoxal n-ar suna cheltuielile la acest capitol, dar acestea au fost necesare, fiindcă aceste cheltuieli tot de asemenea și duc aportul la ulterioarele condamnări, inclusiv și la CEDO. De aceea, neasigurarea acelui deținut cu lingerie, mai iertat, sau cu alte necesități, este o... Programul unice, da. Asta e. Da, mulțumesc, domnul Petru Rotaru. Domnul director, doar o precizare vreau să fac. Din activitatea mea de foarte scurt timp în cadrul Curții de Conturi, am constatat că softurile sau programul informații este un mecanism foarte ușor de a lecționa anumiți bani și probabil din cunoștință de cauză spun că softul 1C sigur nu valorează 17 milioane în implementarea lui. Și trebuie de revăzut aici, de fapt, costurile efective ale softurilor în cauză. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu. Iată, doamna contabil, vreau să facă unele precizări vis-a-vis de 1C și... Dacă îmi permiteți, șefa direcției financiare, costul programului unice nu e 17 milioane, dar e 480.000 de lei. Nu e 17 milioane. 480.000 de lei costă. Puteți să-mi precizați vreo câte licențe aveți pentru 480.000 de lei? Asta e programul pentru tot sistemul penitenciar. Eu am înțeles, prin tot sistemul, dar să vorbești de licență, de numărul de persoane care au acces la soft. Cât 17 instituții. 17 instituții ca unități de acces. Ca central, da. Unele din ele încă nu sunt când în proces de instalare și de perfecționare, fiindcă inclusiv și agentul economic, puțin timp în urmă, s-a auto-exclus de la executarea unor obligațiuni, deci noi suntem în proces de definitivare a întregului volum de lucru care sau de servicii care dumnealor urmează să le presteze până la capăt. Asta e. Da, vă mulțumesc, doamna Tatiana Cuniț, chiar întrebări către Institutul Național al Justiției. Da, aș vrea să aud răspunsul la faptul că s-a constatat că 300 de mii de lei au fost redirecționate pentru remunerarea muncii angajaților acestui institut. Aș vrea să știu care a fost e-mailul legal pentru a face această acțiune. Bună ziua, stimate domnule președinte, domnilor și doamnelor membri ai Curții de Conturi. În primul rând, aș vrea să mulțumesc echipei de auditori și în special doamna Larisa Ceban, care a făcut parte din această echipă și care a fost responsabilă de verificarea Institutului Național al Justiției, pentru care îi mulțumim, a dat dovadă de profesionalism și de corectitudine. Vreau să menționez că cu aceste recomandări noi suntem de acord și aceste recomandări ne-au mobilizat inclusiv pe viitor pentru a nu admite anumite încălcări în privința celor 300 de mii care constituie plata pentru 3 formatori care erau preconizați pentru a activa în centru de informații juridice. De fapt, asta este unica acțiune care încă nu a fost realizată la momentul controlului, dar la data de 1 decembrie deja se presupune că este realizată și cei 3 urmau să fie angajații centrului, dar ei au fost remunerați pentru faptul că au fost alocate unități, cele 3 unități au fost redistribuite în alte secții, secția IT, tehnologii informaționale, care de la 1 decembrie trece în acel centru de informație juridică. Vă rog. Spate, da. Deci eu tot am o întrebare, vă rog frumos să vă explicați faptul că Institutul Național de Justiție a achiziționat bunuri în volumul de 850.000 de lei pentru funcționarea Centrului de Informare și Documentare Juridică în situația în care, că la moment, centrul nu este creat.
La moment, centrul deja este creat. Începând cu 1 decembrie, Consiliul Superior al Magistraturii deja ne-a detașat un magistrat pentru a ocupa funcție de șef al centrului. Acele bunuri au fost procurate în 2014, a fost adoptat statutul de personal, însă Ministerul de Finanțe nu ne-a alocat unități necesare pentru efectivul centrului. În această vară am reluat discuția inclusiv cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției pentru a redirecționa, a schimba unitățile de formator, din 3 unități de formator, pentru cele 5 unități de care mai avea nevoie centru pentru a-și începe activitatea. Bunurile procurate sunt în stare nedeteriorată, bună. Ele sunt destinate pentru centru și din moment ce centru își va începe activitatea, ele vor fi transmise după destinație. Da, vă mulțumesc. Doamna asistență, lucrăm deja o oră și 15 minute. Eu vreau să mulțumesc grupul nostru de audit, care a avut o acțiune bună, o misiune bună și care, în linii mari, au găsit toate cele neajunsuri în ceea ce ține reforma. Chiar dacă s-au făcut foarte multe lucruri, noi nu putem să negăm Curtea de Conturi că s-au făcut lucruri foarte importante și care au schimbat radical unele principii din sistemul judiciar. Oricum, mai avem foarte mult de muncit. Vreau să vă spun că Curtea de Conturi rămâne și în continuare să urmărească după implementarea strategiei, cum va merge strategia. Noi ne lăsăm dreptul și în hotărâre o să vorbim despre extinderea unor audite financiare care nu le-am făcut, noi am făcut doar un audit de performanță. O să extindem unele audituri financiare și o să vedem cum se cheltuie banii publici. Nu m-am implicat în privința Ministerului de Interne, fiindcă noi acum suntem prezenți comisiune de audit la Ministerul de Interne și cred că o să ne întâlnim în 2-3 luni de zile. Cu dumneavoastră o să ne revedem, încă că noi astăzi discutăm în cadrul curții că probabil în primul jumătate de anului viitor, Curtea de Conturi va veni cu un audit ce ține de audit de performanță în privința implementării strategiilor naționale de combatere a corupției. Și posibil tot cu dumneavoastră o să ne vedem peste jumătate de an sau poate peste 8 luni de zile și o să discutăm și la acest capitol. Noi vrem puțin să schimbăm accentele, vrem să încercăm să găsim probleme de sistem care încurcă deplasarea corectă a Republicii Moldova în spațiul european. Eu mulțumesc grupului de audit pentru activitate, mulțumesc celor care sunt prezenți azi, că au dat dovadă de responsabilitate și vă rog foarte mult recomandările care o să vină din partea Curții de Conturi să le luați în calcul și să informați Curtea despre mersul realizării lor. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes. Sunteți conducătorii unor instituții care sunt foarte importante în stat. Să aveți succes în toate. Curtea rămâne în deliberări și despre hotărâri o să fiți informați. Mulțumesc!